făcut și o traseă. Ca argintii stilis, fără secretării la ambasada SUA, care era între revoluționari în Piața Revoluției, în timp ce un cunoscut ziarist sovietic era în fruntea celor care au intrat în televiziune. Agresorul a aprobat mișcarea unor forțe interne de refacere a unor structuri politice moarte de mult. Staliniste. Și staliniste, dar și nu staliniste. E vorba și de partide istorice aici, care, dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi apărut suspect de repede, chiar în primele ceasuri de după producerea Revoluției din 1989, ca prime partide înscrise și apărute în societatea românească cu zgomot mare și cu scandal mare. Așa. Comanda de asasinat a soților Ceaușescu. Sunt sigur și există multe elemente că provine din aceeași gură, din același pix care a semnat sau n-a semnat vreun decret, în orice caz a dat ordinul, pentru că ea a fost anunțată, pentru că acest Ceaușescu, începând cu 68, deranjase, Gorbaciov era, mai, că vrem, că nu vrem, reprezentantul nu numai unei politici de noutate perestroichisto-glasnostiste, era reprezentantul unui stat, un imperiu de mare putere și el își asuma că vroia, că nu vroia, toate elementele specifice. Doar să reamintesc telespectatorilor, din 68 Revoluția Spontană e pregătită de serviciile rusești, Ceaușescu era dizident față de Moscova, din 78-80 Statele Unite se alătură, din 85 toată lumea din cele două tratate, România a stat izolat, deci totul se generalizează. Este un plan pe care l-am prezentat împreună, Planul Vert, din 1939, reluat pe baza planului lui Horthy din 23 și care se aplică abia în 1989, îmbunătățit, preluat de cele două tratate. Și tehnologizat. Și tehnologizat, sigur că da. Introducerea sângelui ca element reper. Adică a morților de care nu era nevoie. Moartea ca moartea, pentru că au fost emoții întâmplătoare, au fost provocări care au introdus clar ca element de imagine sângele, aproape stropindu-ne peste ochi, aproape aruncându-ne prin ecran ca pe un jet în ochi. Fiindcă în cadrul perioadei de pregătire, nimic n-a fost întâmplător. Armata nu știa să tragă, ofițerii erau de 15 ani în mine și în construcții, nu mai știau să țină pușca în mână, soldații nu făcuse nicio ședință de tragere, la securitate lucrurile stăteau la fel. Pe acest haos programat s-a produs baia de sânge. Hai să mai spunem un lucru, dacă tot m-am oprit din treaba asta și o să revin la ea. Eu am ascultat toate poveștile astea legate. Armata n-a fost pregătită, armata nu s-a instruit pentru a face față unui asemenea tip de război. Nu e adevărat. Eu, prin natura muncii mele, am asistat la pregătirea... Pus de armata din stradă, acela... soldatul care nu știa să țină pușca în mână și apăreau cei să se învețe. Ăla n-ar fi avut ce să caute acolo. Deci, o secundă, că încerc să explic dacă se poate și acest lucru. Noi aveam formațiuni, nu se numeau antitero sau tero sau cum vrei să le numești acum, se numeau unitățile de cercetași. Nu exista în armată, nu exista formațiune militară de un anume tip, batalion complex ca unitate, regiment și de la regiment în sus, să nu aibă fie plutonul, fie compania, fie chiar mai mult unități specifice de cercetare, cercetași. Domnul se instruiau complex. Eu am asistat la aplicații de cercetare cu supraviețuire, cu atac în, cu acțiune în teritoriu inamic îmbrăcat și vin și cu tot felul de chestii, cu dus acolo mijloace de luptă și ascunse în păduri cum au găsit ăștia săculeți cu grenade și pistoale. În ce ani? Că eu am trăit asta, dar până în 75. În toți ani. Deci până în 89. Unitățile de cercetare și-au văzut de treaba lor și erau oameni foarte competenți și care, depinde de la un ofițer de cercetare în zilele Revoluției, mă întrebam și noi, cum dispar ăștia așa de repede? Păi a zis, domnule, Cașu, mi-ați făcut cursul de cercetare, că zice, mi-a dat cu grad superior. Nu prea ne cunoșteam, mai aveam veniseră din provincie. Zic, ba da, păi ce nu știți că una dintre șmecheriile de acolo pe care le învățăm, suntem 7 într-o piață și provocăm scandal, dărâmânt arabe, incităm pe oameni. Și l-a dat cineva bine și l-a dat să pe unul dintre noi, forța! Și atunci cei care sar și dau primii pumni în gură și îi tăbălesc pe jos și se prefac că sunt cei mai buni, suntem noi! Oh,
luăm 5 de dolari, și luăm prizonieri, să ducem noi. Noi îl ducem noi. Uite, sunt oficii de arată o legitimație falsă, sunt oficii de poliție, sunt oficii de cutare. Și luăm noi, îl scoatem 3-3 mai încolo, de acolo lumea fugă. L-am salvat. I-am dat niște pumni, l-am umplut de sânge, dar l-am salvat. Calmiteri, îl luau ăia și odată se dădea în bilac și al doilea. Și asta mi-a spus un ofițer de cercetare și era atât de asemănător cu ce se întâmpla în stradă. Ați văzut acele grupuri care se repezau pe câte unul? Se făceau că îi dau cu Kalashnikov în gură, dar de fapt nu îi dădeau nicăieri. Se făceau că îi dau, pumni în gură, dar de fapt nu îi dădeau. Și după aia unul dispărea. I-ați mai văzut pe undeva. Deci aceea și el și... Oricum față de profesioniștii reuniți NATO și Varșovia nu au făcut față acești puțini cercetați și cercetare din versiunea noastră. Și nici deci apariția sângelui a fost programată, dorită din afară, dorită de la Kremlin, este o veche practică comunternistă bolșevică, să se introducă sângele, pentru că sângele provoacă conflicte ireductibile pe termen lung, pe sute de ani. Știți că era bancul ăla cu... Mai e posibil o refacere a Iugoslaviei, e același popor acolo. Biserica diferă, unii sunt sârbi catolici, alții sunt... Dacă n-ar fi fost atâta sânge, ar fi fost posibilă, fiind atâta sânge la mâncare și toate masacrele la masă, de acolo pornește tot. Bun, să trecem peste, vom vorbi de lovitorile de imagine. La, așa zis, acăderea comunismului, am spus că s-a colaborat, e un loc comun, știe toată lumea, că au fost diversiuni bine puse la punct și acțiuni bine puse la punct de la demonizarea regimului și a liderilor lui, diversiuni economice, diversiuni culturale, împingerea liderilor la măsuri interne excesive, aducătoare de prejudicii sociale, spectaculoase. Erau, trăiam vremurile alea și ne gândeam, domnule, ce s-a dat de măsura aia? Că este voit nepopulară și nu folosește nimic. Acum înțelegem de ce s-a luat pe că trebuia să pregătea pentru revoluție. Era un om bine pregătit și așezat într-o chestie și luat amal măsura aia că știa că provoacă la o arie de populație o ranchiune și o creștere a sentimentului, are sentimentului extraordinar de puternic. O două secunde, venim pe drum, le-am povestit o acțiune de acest gen. Deci ca să știe tot natul, noi suntem ofițeri dinainte de 89, eram tineri ofițeri atunci. Ministrul apărării de care am discutat în emisiunea în episodul trecut, Olteanu, a dat, te prindea la o coadă îmbrăcat militar, a doua zi erai dat afară din armată. O dată într-o singură zi a dat 23, că stăteai la coadă la benzină, aveai mașină, trebuia să ne ducem acasă să ne schimbăm și după aia să mergem la cozi. Dacă noi terminam programul la 5, când ajungeam acasă la 6, toate magazinele erau închise iarna două ore. Da, eu am asistat... Concluzia. De mine s-au luat în ianuarie 89 diverse babe revoluționare. Ce? Că voi n-ați suferit ca poporul? Aveați magazine speciale? De unde știi cu coane? Păi ce-a mai văzut cineva vreun militar la coadă în ultimii ani? Păi de-aia n-a văzut, că ne dădea afară, dar dacă ne prindea. Eu l-am văzut pe Olteanu, care acum e mare profesor universitar, cât o fi și cum o fi săracul de el. Deci întreb și eu, domnule Olteanu, pentru ce servicii de spionaj străin ați lucrat, domnule? Dacă nu, înseamnă că ați fost amazită. L-am văzut alergând de elevi Academiei Militare, veneam dinspre oraș, stăteam în drumul taberei și la un moment dat am văzut în zonală circulația blocată, mașina ministrului care era A101 pe dreapta, și el revenind către mașină, nu l-am văzut alergându-i pe ea, revenind către mașină nervos și urlând de ordine la ajutant și la special, era aia, să-i prindă, să vină pasă, să vină garnizoana, să vină aia, îi vreau până diseară la nu știu cât, niște elevi de la Academia Militară, pe care i-a văzut pe trotuar, stând de vorbă cu niște fete, că erau acolo institutele sărbonicile. Și i-a văzut pe ea stând de vorbă cu fetele. Și a zis, ce oră e? Păi acum trebuie să fie la programă nu știu care. Și dă-i și omoară pe ea. Și a scos din armată pentru asemenea binevății, acest individ care apare până în Iisus, mă rog, treaba celor care îl cheamă, a scos din armată și a distrus cariere pentru asemenea chestii minore. Și asta făcea parte din planul de pregătire. Plus ranchiunea dintre Steaua și Dinamo, ăia trăiesc mai bine ca voi, au salarii mai mari, nu stau la bloc. Toate aceste chestiuni pe care le-am pomenit nu se puteau face, așa cum s-au făcut, fără ajutorul unor entități. Eu nu sunt trădătoare, nu sunt colaboraționiste. Spun în misiune din interior, fidele celor care au condus toată operația. Exterior. Că acum le putem numi trădătoare, le putem numi trădătoare și eu am argumentele mele. Le putem numi trădătoare și argumentele mele sunt foarte puternice. Hai să ne gândim la ce scopuri au fost în decembrie 89. Ce s-a vrut? Simpla căderea lui Ceaușescu, care era insuportabil și se dărea o Românie cu un regim blând, un comunist cu față umană. Asta e o declarație propagandistică. 1. 2. S-a dorit o schimbare de regim în România? Era inevitabil.
era inevitabil, dar în orice caz nu schimbare de regim direct la capitalismul sau s-a dorit ocuparea României în cadrul unui război asta e economic pentru ultimele resurse clasice ale planetei. La manieră subtilă. Deci nu cu trupe. Să ni se ia totul. Șaban Delmas făcea presiuni, trimiteți trupele cum ne-am înțeles. El mai provocat. Și nu numai el. Făcea presiuni deja pe 28-29, că vedea că se termină povestea, la București s-a instalat o autoritate, lucrurile se liniștesc și acolo, ce se întâmplă în bloc, startul nu au fost numai forțe americane, forțe mari, au fost și mărunței cu interese majore în zona aici. Vecinul nostru cu care avem vamă la Oradea, la Arad, nu știu ce, care își dorea să-și vadă trupele aici, da, într-o ocupație a României. Imaginați-vă că dacă nu s-ar fi putut altfel, dacă Ceaușescu ar fi, să zicem, rezistat într-o formulă sau alta. Nu Ceaușescu, armata. Și armata. Și trupele alea care erau, făceau chipurile aplicației la hotare, ar fi primit ordinul de intrare, cum spunea ăla de la Kiev, suntem cu motoarele pornite, comandantul de la Kiev, cu desantul pe avioane, păi se intra dinspre Ungaria cu trupe ungurești, până către, probabil, Media, Târgu Mureș, Cluj, nu mai vorbesc, poate până către Brașov, se intra în Dobrogea de către vecinii noștri, care și acum se mai găsesc pe acolo unii, să spună că Dobrogea nu a fost a noastră, nu a fost... Dar nimeni nu a lăsat, nici nu există români, unii sunt mândri, alții sunt mândri. Și a lor de pe vremea că nu existau, nici pe nația, necum pe aici. A, așa. A fi intrat și trupele sovietice în Moldova și haideți să ne imaginăm, ar mai fi intrat sârbii, pentru că sârbii nu au jucat de partea noastră. A fost un atașat militar sau un șef al atașatului. Croații, în orice caz, nu s-au jucat de partea noastră. De acolo au pornit forțe care au acționat în Banat și în Timișoara potrivnic și de acolo a pornit și marea diversiune cu cei 65.000 de morți. Prin agențiile iugoslave s-a vărsat în toată Europa imaginea aceea terifiantă. Cerută de Tărâșu Brocan, care nu s-au adevărit în Așa. Imaginați-vă că și acolo. Și atunci, în momentul în care totul se pacifica, Ceaușescu era ori arestat, ori murea în vârtej, împușcat anonim de cineva, că asta s-ar fi întâmplat. Nu trebuie să fim viețim acolo. Vinul nu-l lăsa. De Crăciun. Vinul nu-l lăsa. Asta a fost pe fondul reușitei acțiunii principale. Deci imaginați-vă că s-ar fi întâmplat chestia asta, nici eu și aici să ne contrazici și nu facem scenarii pe ce ar fi fost să fie, dacă ar fi fost să fie. Dar asta ar fost o realitate. Deci cu trupele maghiare și nu numai, am înțeles că erau formațiuni batalionare franceze și germane. Bulgaria, germane. S-a antrenat pe macheta de la Debrețin. Cu trupele acestea în Ardeal, cu trupele bulgare în de menținerea păcii, cu trupele bulgare în Dobrogea și poate chiar în sudul Dunării, în zona de sud, cu rușii peste tot, cu rușii peste tot și în special în Moldova, imaginați-vă un german care el pornea ca român acțiunea de autonomie a Ardealului, nu vreau un ungur. Povestea turcă și eu nu vreau să o discut. Și știți de ce nu vreau să o discut? Pentru că nu este emblematică. Mi se pare falsă și întotdeauna introdusă. Când vreau să-ți povestesc declarația mea de fraier care s-a dus cu Ziariștii Fără Frontiere să-i bage la Flora noaptea aia, fără să mă uit că au toți 2 metri jumate înălțime, sunt bine clădiți și au niște tulumbe care nu știu ce sunt, poate să tragă și o buză cu ele, necum să filmeze. În momentul în care m-am enervat pe stewardesă, aveam 3 autobuze în care îi băgase pe mașină, am văzut steagul prima dată, steagul fără stemă. Și am luat o pe aia la bătaie. Era din primele vărițare imagine. Ce idiotă, cine te-a așa am văzut, tâmpită. Zic, steagul fără stemă este folosit de Ungaria cu 10 ani, că s-a dus Ceaușescu în America. Stema înseamnă Harghita Covazna Mureș. Gaura de steag înseamnă autonomia Mureș și autonomia maghiară. Așa au demonstrat 50.000 de unguri la vizita lui Ceaușescu în Statele Unite. Mă filmau Băieții Fără Frontiere, ziariștii. M-am întors, zic, pomparul că știți românește. Eu un singur lucru vreau să vă spun, uitați-vă la mine. Zic, țineți minte, nu există, e o aberație, o revoluție română care să fie română declanșată de un ungur, ăsta secesionist, e ca și cum ai spune că zboară elefantul din floare în floare și le polenizează. Așa este. Deci au fost entități, acum le putem numi trădătoare pentru că ar fi putut duce la destructurarea României dacă se producea invazia și acele entități ar fi ajuns să administreze ce? Pur și simplu un întreg
o întreagă explozie de voință de autonomie pe diverse locuri, care nu cred pe, stimulată ca în alte pe ceea ce își dorește Europa, anumite cercuri care stimulează comunitățile mici, minoritățile și așa mai departe, până la adorare, nu cred că ar mai fi oprit cineva acest proces. Ăsta a fost pericolul. Ca să nu fim acuzat de bazaconii, dăm voie să spun, știu că ești doar parțial de acord, ceea ce s-a întâmplat la noi a fost prima etapă, Praga 68, în varianta 89. La etapa a doua, deci după ce ai ocupat punctele strategice, ai manipulat totul prin media, la etapa a doua trebuia ca cineva să ceară ajutor și să vină trupele sovietice să ofere ajutorul. La noi trebuia cineva să ceară ajutor și să vină și trupele din vest și trupele din est, cam amestecate, și să ne dea tot ajutorul. În momentul în care cineva, nu contează cine a cerut ajutor, a fost acel ordin al lui Gușe. Trageți în tot ce intră în țară. Armata română face față, nu există, trageți în tot ce intră în țară. Acel ordin al lui Gușe, pentru care a plătit cu viața, ne-a salvat. Mai avem astăzi o Românie. Cred că istoricii viitorului vor fi de acord cu această analiză. Ca să ajungem la finalul acestei chestiuni, toate acestea au fost bine planificate, riguros planificate de toate punctele de vedere îndelung. Adică imaginea de haos pe care o avem noi este o imagine, iertați-mă, la fraieri. E o imagine anume creată. Modul cum s-au aplicat diversele, cum s-au declanșat diversele operațiuni în perioada respectivă, a fost de așa natură făcut, încât de acolo să rezolve niște treburi, iar de aici să creeze o imagine de haos. A ajuns în momentul să vorbesc despre emanații. Nu putem vorbi de reușita primei părți a acelui plan fără să vorbim despre cei care au preluat puterea. Este clar că avem de-a face cu o echipă protejată. Vorbeam de cine a tras în noi după 22. Documentele toate elaborate de Parlamentul României, documentele toate elaborate de diversele echipe de procurori care au investigat toate evenimentele, vorbesc de forțe ostile Revoluției. Vedem niște forțe ostile Revoluției, după mintea mea, așa să zicem, de nespecialist în materie, aș trebui să se angajeze în luptă cu ceea ce însemna, cu ceea ce erau liderii Revoluției Române. Deci primele ținte erau balcoanele, primele ținte erau, care s-au vânturat, bine mersi. Nu vă mai spun o chestiune. Ați fost martor la ce era în televiziune. Poate unul dintre dumneavoastră ați fost în televiziune în zilele alea acolo. Ați intrat fără să vă întrebe nimeni sau numindu-se o legitimare pentru o forță profesionistă potrivnică Revoluției, bine pregătită, faptul de a face praf televiziunea română în orice secundă și studioul la 4 și alte studiouri, faptul de a nărui turnul, era un fleac. Eu acum cu ce am văzut în filme și ce mai știu eu, așa, cu carbid și cu, nu știu, cu analcid și cu detergent, tot încropia de aceea, cu care... Apropo de televiziune, veniți cu Pep Google și apărați televiziunea, ca să nu mai vorbim, simple debutări, să putea întrerupe ca să nu mai vorbim că orice sticlă în turnă, dragilor, de Pepsi sau de Cola, dar plină cu un lichid inflamabil puternic, putea transforma televiziunea într-un rug de foc. Deci toată povestea cu noi emanații ne-a salvat Dumnezeu și norocul și noi am fost luptători și nu știu ce, nu. Victimele au fost dintre amărâți și dintre fraieri. Deci apropo de... Sau victime întâmplătoare datorate ricoșetelor sau schimburilor dintre formațiunile militare. Când bietul soldat isterizat și ajuns în pragul crizei cataliptice, scapă încărcătorul și face cu țapina aia în toate părțile, normal, se duc lanțe și unde ar vrea el, dar mai ales se duc unde nu vrea el. Nu nec că armata are pe conștiință așa. Apropo de Șaban Delmas și de, care l-ai amintit în discuție, și de Mănați. Francezii au făcut două gafe imense. În primul rând, Mitterrand n-a mai rezistat presiunii psihice, s-a dus la Budapesta și pe vremea când la noi se făcea al 14-lea congres și Ceaușescu reales, el tuna și fulgerea de la Budapesta că Franța trebuie să aibă un rol mai mare în cerba românească, în bărșul care se pregătea de viitoarea revoluție. Supărat că rușii nu acceptă ca Franța să preia România. În al doilea rând, că ministrul de externe francez, asta a apărut într-o ziară, a mai spus-o pe acest post, a mai spus-o și alții, lista s-a publicat, ministrul de externe francez, deci partea Franței, a venit
cu o listă la discuțiile cu guvernul de atunci provizor al României pe data de 29 decembrie 89. Ministrul francez care era însoțit de niște persoane. Deci în delegația ministrului francez făcea parte domnul Sergiu Celac, domnul Brucan și domnul Măgureanu, dacă nu mă înșel. Așa, de partea cealaltă era Petre Roman. Lista ministrului francez conținea 101 nume, primul era Aurel Dragoș Munteanu. Se regăsesc mai multe nume de poeți care fac paraliștii pe la televizor și în ziua de astăzi, ceea ce m-a frapat pe mine că lista a fost publicată anul trecut, într-un ziar, o singură dată, a doua oară n-a mai apărut și nici comentarii pe temă, la poziția 67 era Bogdan Olteanu. Îl întreb pentru a mea oară, ce vârstă avea Bogdan Olteanu, nepotul Ghizelei Voș, în decembrie 89, când destinul lui era trasat de viitor lider conducător în România? Și atunci la ce mă mai aștept cu democrația asta, că vine tânărul de jos, îi bubuie capul, e bun, îl vrea poporul, când toți au fost pe liste ale francezilor, ale englezilor, ale americanilor, ale ciprioților, ale Bangladeshului, ale Africii de Sud, ale Congoului și așa mai departe, și băieții de pe listă se regăsesc peste tot. Revin la emanații pentru că toată lumea vorbește și vrea acum să-l implice pe domnul Iliescu într-un proces legat de sângele vărsat în decembrie 89 și pe mineria, deci mai nu știu unde. Nu, nu mai este vinovăția principală. Domnul Iliescu, chiar dacă este produsul acelei agresiuni și este așezatul în frunte cu o echipă al acelei diversiuni, al acelei agresiuni, nu are vinovăția principală pentru cine a tras în noi înainte și după 22, pentru că ne fiind proiectată de el, ne fiind condusă în mijlocii de el, ci de forțe de care am vorbit și de Dumnezei de care am vorbit, nu avea cum să determine cum mi s-a spus în 92, citez, cum mi s-a spus în 92 când a preluat puterea, a avut poziția în spate. Dumneata, nu faci ce vrei în țara asta, nici măcar că trăiești nu stabilești tu. I s-a spus în Palatul Cotroceni. De unde a apărut în România Liberă chestia cu Cucuveaua prizonieră? Vina principală a acestui om și a celor din jurul lui este următoarea. În continuitatea evenimentelor din decembrie 89, pe fondul creierii unui corpus revoluționar perfect sinonim corpului de activiști ilegaliști aureolați cu fapte pe care nu le comiseseră niciodată. Au fost mulți, au rămas, este principiul. Deci pe acest fond a introdus în România și a înlesnit așezarea la conducere a unei nu pot numi brigăzi, a unei divizii de persoane din acea coloană civilă și din alte coloane care în colaborare cu investitori între ghilimele străini, cu amatori de cumpărări, de întreprinderi, de tot felul de capacități de terenuri în România, au făcut ceea ce au făcut. Hrebenciucizarea României și mai de curând haisanizarea României, eu am un eseu pe termenul ăsta, l-am dat la o revistă și nu s-a arătat interesant, deși este teribil de interesant, deci hrebenciucizarea și haisanizarea României, cu elemente intermediare numite măstăsizarea, stolojonizarea și așa mai departe, este o chestie programatică, este o vinovăție cu care omul acesta, care crede că va intra în istoria României ca un mare erou, e bine, nu o să fie așa, tocmai datorită acestei situații. Doamne, când dai conducerea, ai următoarea responsabilitate. Vezi ce ai în jurul tău și când vezi că în jurul tău ai hiene, primul lucru, dacă ai spirit de sacrificiu în tine, dacă vrei să faci ce au făcut înaintașii pe care îi clamează prin diverse cuvântări, iei ghitul, nu la propriu, îi îndepărtezi. Niciodată n-a comis un asemenea gest, ba mai mult, în momentul acesta, acolo unde este, este un strip al conservării aripii hrăpărețe a fostului PSD. Acum, mai vin și la alții, pentru că putem să aruncăm vina numai pe ăsta. Ăsta are vinovăția principală. Nu îi se datorează apariția în peisajul românesc a acestor noștri, a acestor rinoceri care au înlezut de tot soiul, spulberarea averii românești, spulberarea puterii reale românești, a structurilor de stat românești, unui sistem de educație care putea fi corectat, dar nu anulat, pentru că n-avea numai părți rele, avea extraordinar de multe părți bune, și aducerea unor generații la starea mancrută din momentul ăsta. Dar ceea ce e ciudat este că succesiunea PSD-istă, Iliescanu, din 2000,
din 96, regimul Constantinescu. Continuă aceeași linie. Constantinescu Bender, care a făcut sacrificii istorice pentru rușilor, ceea ce nici se dovedește numai incapabil să introducă niște reforme specifice pentru o putere care vine pe tradiții politice revendicate de la Bretien, de la Mani și de la așa mai departe. Mai mult decât atât, se dovedește o putere capabilă să mai ascundă încă o parte din adevăr, să mai provoace niște diversiuni care se ducă la bătăliile de la Costești, care vor intra ca bătălia de la Cozi în istoria României. Nu? Așa, bun. Iar ceea ce urmează, tot la fel, adâncește această operă, între ghilimele, operă otrăvită de distrugere a tot ceea ce reprezintă patrimoniul fizic, economic, de resurse, intelectual, creativ și mai ales moral românesc. Marele atac la fondul etico-moral. Ca să mă destind un pic la atmosfera, da, trebuie să-ți prezint prima mea descoperire științifică. Știi care este diferența dintre Coreea de Nord și România? Coreea de Nord se conduce magistral în continuare după ideile Ciuce. România se conduce astăzi după ideile Hreben Ciuce. Pe mine m-a durut foarte tare în momentul în care am constatat că anumiți camarazi pe care i-am considerat, să nu ne sperie termenul, tovarăși de idei, și am să numesc Chelaru, Mureșan și mulți. În momentul în care au ajuns în niște funcții importante, am zis, iată oameni cu care discutam într-un anume fel, care vreau o armată din anume fel, nu neapărat țara, mă referam la armată. Și iată a venit momentul să le batem la ușă, nu ca să ne dea nouă că suntem amicii lor de idei, funcții și grade, ci să le aducem aminte că am vorbit niște treburi și care trebuie înfăptuite. Am constatat că nu au vrut altceva decât de fructul unei asemenea situații. Și au primit din mâna lui Iliescu stea după stea, funcție după funcție, secretaria de stat după secretaria de stat. Mă unii dintre ei, datorită unor gafe care nu sunt independente de săracul Iliescu, au mai ieșit și din decor destul de feșteliși, după au făcut cariere politice catastrofale. Nu s-au dovedit așa de dur, pentru că eu sunt ca istoric observator. Așa, în 92 au fost alegeri în baza unei Constituții. Iliescu avea Constituția în spate. Eu scriam o carte de la Esclăul Alba Iulie. În noaptea aia auzeam la radio: felicitări, domnule președinte, ați câștigat în județul Argeș și aveți 64%. Ce spunea Iliescu? Bla, 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 și voi schimba toți consilierii de la Cotroceni. Județul Galați, bla, bla, felicitări, aveți, bla, bla, și voi schimba toți consilierii. Dimineața, după ce am auzit de 42, voi schimba toți consilierii, am pus mâna pe telefoane. Bă, fraților, ăsta cere ajutor. Hai să vedem, să provocăm o breșe. Ăsta e clar, cere ajutor, are nevoie de ceva. Și voi, n-are loc, fraza aia nu e în context. Și voi schimba toți consilierii de la Cotroceni. Am uitat, m-a schimbat pe nimeni, am uitat. A venit 96 și a apărut Don Quixote. Pregătit să recite, să semene cu Cuza, asemenea de fapt cu Don Quixote nenorocit. E vorba de Joe Lung, care nu spune ce misiune a avut el în China pe vremea comunismului. A apărut ca președinte, destins, fără lider, după două săptămâni de la instalare la Alba Iulie, mă uit la televizor și îl văd dintr-o dată pe Constantinescu îmbătrânit, cu aceeași figură speriată de iepure speriat ca și Iliescu. În clipa aia am înnebunit, am ieșit pe stradă și am oprit primul băiat de la Cotroceni din garda, așa, că tocmai pusese rădați afară, de noua echipă, și am spus următorul lucru: mă interesează, zic, ce s-a întâmplat în 92 când Iliescu a fost hotărât să dea cu ei de pământ? Și a spus-o clar că va da cu ei de pământ și va schimba pe toți și va drege. Pentru că acest Constantinescu a pornit așa, arată așa, și a doua zi am văzut în ziarul România Liberă, aseară președintele Constantinescu l-a chemat pe Ion Iliescu, fostul președinte, și s-au închis amândoi în săra cu portocale. Am aflat răspunsul, răspunsul este groaznic. Deci părerea mea ca istoric și concluzia mea ca istoric este că, indiferent cine ar fi președintele României, eu sau domnul Valeriu Pricină sau oricare dintre telespectatori, la fel s-ar întâmpla, pentru că nu președintele României conduce România. El este
prizonier la Cotroceni, află chestia asta abia când își ia funcția în primire. Este o teorie. Din păcate, această teorie are, în ceea ce mă vrește ca istoric, și probe pentru istoricii viitori, pentru că ei vor fi în măsură să înțeleagă ceea ce se întâmplă astăzi sau s-a întâmplat cu România și nu numai cu România, în general cu țările din jur. În orice caz, marea șansă pentru noi, ce s-a întâmplat la Moscova, s-a întâmplat și la noi, marea șansă pentru noi este că Moscova a avut un președinte care a oprit de gringolada, acea nebunie declanșată de incapabilul Gorbaciov, e vorba de Putin, și care coordonează lucrurile în continuare, ceea ce s-ar putea ca și la noi să impună într-un final un lider pe același calapot, pe același model. Cam ăsta este scenariul de comun acord. Știi care este impresia mea? Și o spun, am citit multe, nu e momentul acum să le invoc, deși pot să... O spune Bukowski într-un loc. Deci, pe lângă faptul că Bukowski a apărut un volum mare... Da, a fost aici, în țară. Am fost la acea întâlnire cu el, într-un colț acolo, l-am ascultat, li s-au strepezit dinții celor din grupul de dialog social, că nu era nimic din ce spunea el pe plăcerea și pe plăcerea. Grupul de dialog social întâlnit între alții de Joe Boxa și de Dan Deșliu, vechi stâlp ai Comintern în România. Și-o spune, Gorbaciov a ordonat tot ce s-a întâmplat în România și el este autorul a tot ceea ce s-a întâmplat. Și-o spune Vladimir Bukowski treaba asta. El în Est a coordonat și a condus toată povestea. Dar acolo s-a întâmplat, da, acolo s-a întâmplat un lucru. Eu sunt convins că pe o înțelegere care a durat decenii, trecerea, pentru că, domnule, ți-e frică când se schimbă un colos din ăsta și un elefant, dacă îl bagi într-un grajd în care abia încape și vrei să se întoarcă cu trompa unde îi stă fundul și invers, te gândești dacă nu cumva această rotire interioară nu face pulbere grajdul, adică nu îl dezghiochează și nu îți dărâmă la pământ. Deci întoarcerea acestui colos de la o formă de regim și de practică economică la o cu totul alta era periculoasă și eu am impresia din lecturi și din informații că perestroica în plan economico-social și glasnost în planul comunicării au fost chestii hotărâte și acceptate de comun acord pe un termen de cel puțin 15-20 de ani și ele trebuiau să se desfășoare. Dar în interi, dacă luăm echipa Iliescu, este o echipă perfect perestroichistă glasnostistă. Care nu mai corespunde etapei cu limite. Care de la un moment a intrat și a trebuit să se replieze în funcție de valul cu care s-au ciugnit. Așa. După opinia mea, ce face China în momentul ăsta, la dimensiunile ei și la specificul ei, este o perestroică și un glasnost. Adică o China comunistă construiește un capitalist pe termen lung, menținând și de acolo și de acolo și schimbându-le lent într-un proces osmotic, într-un proces natural care să nu provoace scăparea din mână a marelui moloch demografico-social care este China. O catastrofă pentru tot mapamondul ar fi asta. Deci eu cred că acolo s-a întâmplat ceva și cred că, deși Gorbaciov a stăpânit un fenomen la început și a plecat cu el în desfășurare, pe glasno și pe restroică, exportându-l în bună tradiție și în Polonia, Cehia, unde deja se desfășura. Era în derulare. Au apărut forțe tot de ale lui interne, care, altfel organizate și cu alte aspirații, i-a făcut festa și lui. Pe fondul ăsta a apărut întâi Olsen și după aia tot ce s-a întâmplat. De s-a ajuns la Abramovici și la indivizi care cumpără Londra, Europa... Păi aici, aici trebuie să se ajungă la diversi Abramovici care cumpără pentru că au înțeles că trupele nici superdotate, nici nu știu cum, nu rezolvă. Ai bani, ai aur, poți trimite în lume 5.000 de Abramovici care îți cumpără țări întregi și din momentul ăla faci tu ce întreprinderi vrei, le dărâm palea, le vinzi cu fierul, cu bucata, faci tu regiile tale și folosești forța de muncă cum vor mușchii tăi și câștigi de 100 de ori mai mult și dacă mai investești la modul la care se investește și pe niște ONG-uri de astea care îți fac jocul, faci și din cultură ce vrei și din educație ce vrei, ba chiar educi niște generații care nu acum, peste un 2-3 decenii o să-ți cânte o sanale.
Și dacă ai 5 milioane de români care muncesc în afară, românii se bucură pe motiv că ăștia trimit bani în țară, dar de fapt sunt puțini, să plece 10 milioane, să plece 15 milioane în afară, nu are importanță. Să plece toți dacă se poate din România, că e țară prea bogată și din păcate locuită. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem noi este la ora actuală, cât din pământul României se mai află în proprietate românească, adică cetățenilor români. Nu, i-aș spune un pic cât din pământul strategic și de bună calitate pe care se poate face ceva al României se mai află. Pentru că așa România are... Pământul nostru e foarte bogat față de cea, alții se poate face orice, din aproape orice metru de pământ. Domnule, pământul românesc era organizat după reformele, începând cu Cuza și terminând cu alte reforme, așa, era organizat pe niște zone de autoritate de proprietar. Hai să... Foarte bine... Mi-a adus aminte de pământ. Deci noi am făcut niște studii. Că nu, dar nu era prințul Charles de Pildo, care vine în vizită la Comitele, la Comitele, la Baraolt. Nu știu cum îl cheamă, că nu e numai românesc. Care are acolo moșie, are proprietăți, are un castel nu știu unde, o casă din asta tip... Fică mea, am dat înapoi ceea ce nimeni n-a dat nicăieri. Am dat înapoi și ceea ce n-au avut respectivii. Da, adică... Povestea pământului românesc are două aspecte, zic. Mi-am aduc aminte de amenințările pe care le-am primit în anii 90. Deci mi-am permis multe în cadrul misiunilor Pro Patria, alături de domnul colonel Valeriu Pricină, până când ni s-a cam interzis să apărăm împreună, iată că apărăm din nou împreună. Țin minte că la un moment dat am aruncat pe post următoarea situație. Vreți să aflați cine sunt teroriștii? Căutați-i pe listele ICRAL-ului. Sunt cei care veți găsi acolo un grup de oameni, dar la mijloc, centru de la care pleacă totul, cei care au cumpărat case în zone demolabile în 89, când știau clar că în 90 vor fi demolate și le-au luat pe nimic, la Znagov și Otopec și în alte părți, cunoșteam cazuri. Aceia sunt cei care știau ceea ce avea să se întâmple în decembrie 89. În jurul lor căutați, dacă n-am fost amenințat luni de zile. Mai avem pe piață o pastilă rezultată într-o cercetare istorică. Deci în 1985 Ceaușescu a citit o carte a lui Petre Sălcudeanu, Bunicul și o lacrimă de fată, fiind el prin spital, ceva de genul ăsta. Carte polițistă, o tânără dintr-un sat din Ardeal, era tehnician agricol, este găsită asasinată și în final descoperă celebrul detectiv, era un polițist vechi dinainte de război, da? Descoperă că era implicat șeful de post, președintele CAP-ului, deci toată notabilitatea locală. De ce? Ca tehnician agricol tânăr și fără experiență, fata descoperise că ei declarau că au 6.000 de hectare pe care le cultivă cu greu și în realitate îi cultivau vreo 14. Restul nu existau nicăieri în acte, ca să iasă productivitatea și să fie raportată. Chestia a impresionat atât de profund pe Ceaușescu, încât a cerut, noi nu știu la vremea, o anchetă pe pământul agricol al României, la Ministerul Agriculturii, iar noi ca istorici militari ne-am trezit cu ordin de la Ministrul Apărării Naționale să prezentați în termen de o lună situația terenurilor arabe ale României de la Caragea până în aprilie 1944. Și o lună de zile de asta ne-am ocupat, am trimis și noi situația și rezulta că în aprilie 1944 Antonescu, care pierduse o parte din Moldova, că era frântuia și Chișinău, n-avea Ardealul jumate, că era dat la unguri, n-avea lacul Greaca desecat, n-avea Balta Brăilui, Balta Ialomiței, avea cu 2 miliarde și jumătate de hectare pământ arabic mai mult decât Ceaușescu. Ulterior am aflat că s-a declanșat o anchetă care s-a privit la Scornicești, care și Scornicești cu răspundea vreo 12.000 de hectare, complexul Scornicești. Sigur că este o chestie foarte interesantă. Întrebarea mea este următoarea. Când aceste milioane de hectare au dispărut pe vremea lui Ceaușescu din toate actele ca să iasă productivitatea, nu se regăsesc nicăieri într-un document oficial, într-un act oficial, dar el există fizic. Ale cui sunt astăzi? Pentru că nu pot fi comparate oficial, fiindcă nu există oficial în acte la primărie. Ale cui sunt astăzi? Cine a pus mâna pe ele? Să lăsăm întrebarea așa, istoricilor viitorului. Să plătesc așa asemenea parașute de, din aceea luminoasă. Pot să vă pun și o întrebare? Domnule coleg, prieten Mircea Dogaru, a sărit în România burghezul mășinescă? Nu. E vina mea.
Nu a fost atacat de multe. Nu e adevărat. Știu asta, am trăit pe spinarea României burgheză moșierești toată viața, pentru că asta însemna cu socialismul. După cum astăzi trăim pe spinarea României socialiste, sugând de ce au realizat înaintașii noștri. Îi pui omului o întrebare și îți dă răspunsul exact, știi, ca în bancul ăla, ce întreb eu și ce îmi răspunde el, adică îmi răspunde exact ce aveam să zic eu. Problema este așa, așa cum noi am fost înfrânați, că nu putem să spunem altfel, și am judecat România burgheză moșierească așa cum mi s-a ordonat să judecăm, o bună bucată de timp până ne-am trezit. Din lecturi, din aia ne-am trezit. Citindu-ne clasici, ne-am trezit. Și am fost obligat să judecăm România aia într-un anume fel. Comunismul pe care l-am trăit noi, și în special socialismul, și în special faza asta care este făcută Opeva cu zona ocupației odioasă, aia odioasă cu adevărat, generațiile de acum sunt obligate să le judece cam așa cum judecam noi România burgheză moșierească. Cam în aceiași termeni, cu etichete, unidirecțional, numai pe zona urâtă și mai departe. Dar vreau să spun o chestie. Eu am 60 de ani, fac 61 de ani. Nu am așa. Bun de președinte, nu peste... Nu, ești încă prea tânăr. Ca să intri în politică trebuie să te mai coci după 70. Da, vorba lui Ceaușescu din două cuvinte, e excludere. Când întinerești brusc și ajungi la mintea nepoților de grădiniță, că tot nu sunt grădinițate și poți să... Eu în copilăria și în adolescența nu am trăit în România burgheză moșierească. Belgia elementului pe care o planează câțiva boieri frumoși, interesanți, săracul Alecu Paleologul, Dumnezeu să-l odihnească, Bălăceanu Ston și alții câțiva ca ei, care și-au trăit viața pe calea Victoriei. Nu sunt oameni băieri, sunt oameni în niște conace, în niște vilegiaturi pe Valea Prahovei sau pe la Sinaia și pe la Predeal, adică în centrul capitalei, în cartierele frumoase și elegante și pariziene, adică acolo unde România era frumoasă, dar România 90% era o Românie fără drumuri, cu mizerie inconensurabilă. Eu dacă vreau să ajung la mine în Chioști, făceam o zi jumate, la 130 de km lângă Valenii de Munte, nu era rată, trebuia să vină să mă ia cu căruța tata mare de nu știu unde, ajungeam acolo seara târziu, după miezul nopții, într-un sat, în care la 5 case doar una avea lampă, restul încă stăteau la opaiți, pentru că de multe ori nu aveau cei 2 lei, nu aveau, nu pentru că erau foarte săraci, aveau hambarul plin, acolo colectivizarea s-a avut până 62. Dar n-aveau cui să vândă și ce să vândă și n-aveau aia 2 lei pentru gaz. Deci nema curent electric, nema primul program de radio acolo l-am ascultat la un radio cu galenă. Și asta, dacă vreți să vedeți cam cum era România atunci, duceți-vă pe niște sate din Apuseni care n-au apucat să fie cu toată propaganda pro-Apuseni și cu tot eroismul Apuseni, celor din Apuseni n-au apucat să fie. Deci România a fost într-un ev mediu întârziat, prelung, eu mă refer la evul mediu existențial al țăranului român, al lui Moromete. Așa cum noi am trăit în anul ăia, Bucureștiul era un centru cu prăvălii frumoase, încă în anii 50 nu fusese ridicați chiar toți proprietarii de prăvălii, mai găseai la delicatese, la mezelul, la croitori, meseriași de tot soiul, te serveau frumos, dar cu niște mahalale de un sordid inimaginabil. Nici Groapa, care e un roman extraordinar, nu reușește să surprindă sordidul cuțarului, pe care eu știu. Groapa Dinescu la televizor cu Ceaușescu a făcut cuburile astea, blocurile astea. Spune, dacă se așa de îngrozitere, de ce vindeți, domnule, cu 200.000 de euro un cuib de acolo Ceaușescu presiunea, presiunea cantității, pentru că trebuiau milioane, cum și acum trebuie, presiunea cantității a prevalat esteticul. L-a copleșit. Nu puteai să faci și mult zdraven, pentru că, iată, trecând cu tremuri de 7, nu știu cât, și nu s-au dorămit, doar 2, de 16 și încă 1. Datorită unor situații de sub ele, fostă fântână de 40 de metri și la nu știu ce groapă a fost ăla din care s-au surpat 3 etaje. În rest, nu s-au dormit, s-au dormit altele. Și până la urmă, este la încă un cutremur, pumpariu. Că cei care stau în blocurile făcute din anii 60, 70, 80, stau, nu mai vorbesc, alea au fost supradimensionate. Deci s-a sacrificat esteticul pentru rezistență, pentru aducțiune de apă, gaz, canal, care înseamnă civilizație.
n-ai apă, n-ai gaz, n-ai baie, n-ai aia, nu ești civilizat. Pentru toate lucrurile astea, nu fac apologii, că nu merită. Toate astea nu le-a făcut Ceaușescu, le-a făcut generația părinților noștri, în bună măsură. Vorbesc despre realitate. Adică le-au făcut românii. Deci așa cum noi am trăit în Revoluția aia burgheză mășelească și eu știu, poate să vină nu știu care boier frumos să ne povestească cum era el în cercul literar, nu știu care, și cum se duce el la Capșa. Eu știu în ce glod intram plecând, dându-mă jos din tramvaiul 15 pe ultima treime către gara de est, către sora lui mama. Și multe, multe. Eu știu că am locuit până la 16 ani cu părinții într-o singură cameră. Vedea să face viață de adulți au avut părinții mei. Și eram pe un palier cu 5 camere, 6 familii, pe o singură baie și un singur closet. Eu târziu am aflat că eram copii și noi ne sculam mai târziu, că părinții noștri se sculau pe listă de la ora 4 dimineața ca să poată să aibă acces la baie și la closet. Asta apropo de cum se minte. Asta nu și sunt bancuri. Se nu sunt bancuri, domnule. Pentru că mai sunt însă 4 minute, domnule, să spun că și eu mi-aduc aminte că eram la munca câmpului, că era fric de crepau pietre în octombrie și așa îmi petreceam eu zilele ca student, vacanțele și timpul liber muncind, pentru că asta era mod de atunci și practică în producție, dar și muncă de asta voluntară, astfel încât în momentul în care vine un toare și Severin sau un toare, știți, Mănenu, tabere Artec, nisipurile de aur, Varaderul și alte minuni să mă învețe pe mine ce înseamnă anticomunismul, nu pot să-i spun decât auzi, mă băiatule, ia scoate buletinul să văd și unde te-ai născut. Și unde îți petreceai tu vara? În ce sate, la ce bunici? În ce sat al țării? Dacă nu poate dovedi chestiile astea, din aur să fie. Și nu mă interesează nimic din ce are de spus. După cum a rămas siderat în momentul în care... Păi, fac așa, am promis că o să fac o emisiune Istoria Modernă Iarpagic. Păi când Ana Blandiana mergea în fiecare an 10 luni în străinătate, când a făcut America de-a lungul și de-a latul, ce diziliență a făcut fata asta? Când Coana Leana a lansat-o prin volumul Biblioteca pentru toți în 89 la celea lui Gogu Rădulescu, o vedeam eu la Otopen cum trecea, fâț-fâț să ne poată atoarși lui Gogu. Și a fost un apartament central, după cutremurii a fost frică, vila la Comana. În momentul în care mai apare la televizor și vin niște copii de ăștia nevinovați cum se uită în gura ei, ia miaună și ei scheaună, îl vrem păticul Dumitrescu la CNSAS, păi vine să spar televizorul. Nu vreau să fiu nostalgic, că n-am pentru ce. Nu vreau nostalgie, e vorba de... și grele. E vorba dar, de repunerea valorilor pe tapet și lucrurilor în normal. Dar, cum se spune, despre mers nu de bine, adevărul. Despre mers nu de bine. Că e bine ușor să spui despre mers adevărul. Eu, în spiritul acestui adevăr să ne luăm la revedere de la telespectator și te rog să închei cu concluzia pentru acest episod și episoadele dinainte. Un singur lucru aș vrea să spun, aș fi extrem de fericit dacă dincolo de niște patimi, dincolo de niște aversiuni generate de apartenența la o viziune sau alta, cei care ne-au ascultat au avut bunăvoința să înțeleagă că am rostit din toată inima niște adevăruri, că am încercat să spunem niște lucruri care ne dor din această istorie care doare, chiar cu riscul de a fi etichetați în buna tradiție contemporană și de a fi stigmatizați într-un anumit fel. Nu că n-au curajul de adevăr. Nu pot permite să nu spun aceste lucruri pe care le gândesc. Dacă nu mai am minte să gândesc corect, dacă nu mai am cunoștințe, dacă informarea mea este deficitară, atunci am spus lucruri care să nu fie băgate în seamă. Vom relua aceste discuții atunci când va veni vremea. Dar eu zic așa, cu bunăvoință, un pic de meditație la ceea ce am spus. Atunci când va veni vremea, încheia trăgând atenția că, mă, fraților, ne-ați luat tot, chiar și aerul pe care îl respirăm, vreți să ne luați, chiar nu ne lăsați în pace să trăim liniștiți măcar o singură zi. Aveți mare grijă pentru că memoria nu ne poate lua nimeni. Ne aducem aminte și istoria înseamnă reconstituirea adevărului. În ceea ce ne privește, suntem gata să reconstituim adevărul, indiferent cât doare, pentru că ne-am săturat să ne doară numai pe noi această istoria noastră. Este timpul să-i doară și pe ceilalți. La bună vedere!